Bună ziua și bine v-am regăsit la Ora Primarului. În ediția de astăzi discutăm împreună cu primarul comunei Sarata Veche, raionul Fălești, doamna Maria Galiț, despre lucrările de renovare și reconstrucție a drumurilor din localitate, despre reparația instituțiilor de învățământ, despre colectarea deșeurilor, dar și despre planurile de viitor ale primarului. Pentru început, vă propun să urmărim împreună un vox pop. Competent, foarte interesant, capabil de a conduce un sat întreg și ne mândrim cu dânsul. Este o femeie tinerică și pricepe în toate. Multe au făcut. De când a intrat el la putere, avem foarte multe schimbări în sat, chiar și grădinița pentru copii, chiar și palatul de cultură înnoit, făcut pentru zilele noastre, ceva mai interesant, mai comod, muzeul satului, drumurile principale. Cu mine mai de laut pot vă spun. Fata e din sat, cum v-am lăsat că mi-a făcut într-o clasă, el zi o seamă, dacă mă din că asta mandată, mă repar, lucrează de mult, nu făcut, s-a făcut tare mult cu ajutorul. Și drumuri, și pojarnă, și acolo s-a ridicat tot, pentru, și s-a făcut, multe s-a făcut, de care vă spun, e de laudă, fata, în altă și să vă spun. Primarul nostru este o doamnă foarte cumpătată, foarte educat, în primul rând, are grijă de comunitate. Cu orice întrebare, de exemplu, eu de câte ori m-am adresat, doamna a avut timp să-mi explice, să-mi acorde. Primarul nostru e un primar care face multe lucruri frumoase în satul Sarata Veche. Toate drumurile sunt făcute, varianta albă, asfaltate sunt majoritatea drumurilor. Doamna primar, eu vă mulțumesc din suflet că ați dat curs invitației noastre și bine ați venit aici în studioul TV Nord. Bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație. Pentru început, ca să ne cunoască și oamenii care nu vă cunosc, vă rog foarte mult să-mi povestiți. Dumneavoastră sunteți la al patrulea mandat. Ce vă face de fiecare dată să rămâneți alături de oameni și să fiți sprijinul lor în problemele cotidiene în ceea ce ține de primărie? În primul rând, activez în localitatea unde m-am născut. Pun aici suflet, pun acel efort, pun acele abilități care le am într-o ridicare a bunăstării cetățenilor cu care îmi sunt dragi, îmi sunt scumpi, îmi sunt apropiați. Și faptul că sunt proiecte începute care nu poți le lași de izbeliște și să pleci așa ca să nu-ți pasă de ele. De aceea, de fiecare dată mă gândesc că am început acolo, trebuie finisat, mai trebuie de făcut aceea, mai trebuie de ajustat acele lucruri. Și așa merge înainte an de an, la al patrulea mandat deja. Dacă e să ne aducem aminte primul mandat al dumneavoastră, cu ce ați început atunci când ați intrat pentru prima dată în funcția de primar? Care era domeniul în căruia i-ați acordat cea mai mare atenție? Au fost toate la un loc, dar au fost luate la rând fiecare. Am început cu un proiect mare care a necesitat o contribuție foarte mare pentru, din partea cetățenilor comunei noastre. Era vorba de o sumă de 300.000 de lei, proiectul de construcție a drumului la intrarea în sat. Intrarea în sat, după cum ați observat, este o pantă de deal care era un drum din pietriș. La fiecare ploaie piatra ajungea în vale și erau niște bani irosiți atunci când se repara drumul respectiv doar în varianta albă. Așa că am mers pe un proiect unde am asfaltat acea porțiune de drum și am rezolvat o problemă majoră pentru comunitate, fiindcă practic era imposibil de intrat în sat. După care au mers proiectul de schimbare a imobilului grădiniții și toate la rând, proiecte sociale, proiecte de infrastructură, proiecte de management a deșeurilor și toate la rând. Doamna primar, din discuțiile cu sătenii, cu oamenii dumneavoastră din Sarata Veche, am înțeles că sunt mulțumiți de starea drumurilor grație lucrului dumneavoastră, dar pentru că în timpul mandatelor ați reușit să asfaltați o mare parte din drumuri din localitate. Vă rog să-mi spuneți care sunt planurile de viitor și ce ați vrea să mai adăugați la aceste drumuri. Nu știu, niște pubele, niște bănci, niște piste pentru bicicliști. Vreau să vă spun că la momentul de față, practic 80% la 100% din drumurile din comună sunt reparate. Suprafața asfaltată, dar sunt toate în varianta albă, să zicem așa. Drumuri de țară, practic, au rămas foarte puține. Problema mare a comunității noastre este faptul că, pe lângă aceea că
este amplasamentul, nu permite ca toate drumurile să fie în varianta albă, după cum am spus că pietrișul la fiecare ploaie este mânat în vale de ape. Avem nevoie ca ulterior, mai departe, să mergem pe lucrări de reparație a drumurilor cu material rigid, asfalt sau beton. Acele povârnișuri de dealuri unde sunt drumurile amplasate acolo trebuie numai decât acoperite cu suprafață rigidă pentru a-i da o durabilitate mai mare acestor drumuri. Plus la ce, într-adevăr, ne-am gândit să facem și niște trotuare ca să fie cât mai comod pentru pietoni să se deplaseze prin comunitate. Așa că pe viitor ne planificăm să accesăm proiecte, să găsim resurse financiare pentru a construi deja și trotuare și poate și piste pentru biciclete, fiindcă permite amplasamentul și pentru bicicliști ca să fie ca un mijloc de transport în comunitatea noastră. Și convingem oamenii să rămână aici în localitate? Desigur. Fără oameni nu se merită de muncit. Cea mai mare bogăție a noastră sunt oamenii, așa că contăm pe faptul că oamenii oricum își vor găsi un loc de muncă, că își vor găsi acel beneficiu ca să rămână în comunitățile noastre, să nu plece persoanele, dar în ultima perioadă observăm că nu numai părinții pleacă, dar pleacă împreună și copiii, ceea ce este o problemă foarte mare, nu atât pentru comuna noastră, cât pentru întreaga țară. Și atunci vor fi irosite acele forțe care au fost depuse pentru atragere de fonduri și pentru a aduce contribuții și finanțări în comunitățile noastre pentru proiectele care le avem. Dacă tot vorbim despre proiect, dumneavoastră ați aderat, ați participat la proiectul național Satul European. Vă rog să-mi spuneți ce problemă v-ați pus ca scop să rezolvați și care este situația la momentul de față. O problemă majoră care era pentru comunitatea noastră, deoarece comuna noastră este formată din trei localități, Sărata Veche, Sărata Nouă și Hitreș. Dacă în Sărata Veche și în Sărata Nouă deja am reușit să construim în sisteme de aprovizionare cu apă în satul mic Sărata Hitrești, problema aceasta nu a fost rezolvată până la capăt. Cu toate că în anii precedenți la chestionarea cetățenilor dacă aveau nevoie de apă, răspunsul era negativ, dar anii de secetă au demonstrat că aceasta a devenit o problemă prioritară pentru satul Hitrești și așa că am elaborat proiectul pentru construcția sistemului de apeduct în acest sat și, într-adevăr, prin proiectul Satul European am câștigat suma necesară de bani pentru a construi acest apeduct în sat. La momentul de față suntem la procedura de achiziție, urmează să fie finalizată procedura de achiziție, încheiat contractul de finanțare cu antreprenorul, fiindcă cu Fondul pentru Dezvoltare Rurală deja este încheiat contractul și urmează ca să înceapă lucrările de construcție acestui apeduct. Încă o realizare a dumneavoastră, zic eu, împreună cu echipa care stă în spatele dumneavoastră, este faptul că oamenii din comuna Sărata Veche nu mai aruncă gunoiul la îndemână. Acum o bună parte de timp ați câștigat tot un proiect, dar vă rog frumos să-mi spuneți cum ați reușit să mobilizați toți oamenii ca să implementeze acest proiect, ca să-l pună în practică. Dacă spornim de la începuturile problemei deșeurilor în comuna noastră, vreau să vă menționez faptul că practic în fiecare localitate era câte o gunoiște neautorizată, dar la intrarea în Sărata Veche era pe partea dreaptă o gunoiște mare, unde cel mai mare peisaj care intra în sat era gunoiște. Am reușit împreună cu oamenii mai întâi să lichidăm această gunoiște. Am autorizat prin decizii de Consiliu gunoiște unde sunt depozitate tot gunoiul din comuna noastră. S-a creat întreprinderea aceasta municipală unde s-a format un serviciu pentru a gestiona serviciul de gestionarea deșeurilor în comuna noastră, în toate satele din comună, nu numai în Sărata Veche și în Sărata Nouă și în Hitrești. În zile anume, tractorul merge pe la gospodăriile cetățenilor, colectează gunoiul și îl duce la groapa de gunoi autorizată. Ulterior am accesat alt proiect unde i-am chestionat pe oameni care ar fi modalitatea dumneavoastră cea mai ușoară, cea mai comodă pentru fiecare cetățean ca să colectați deșeurile. Și dumnealor mi-au spus că la sursă, dar cum să fie colectat deșeurul? Ne-am bazat pe faptul că nu mai trebuie să ducem acel plastic la gunoiște ca ulterior el să fie împrăștiat pe tot terenul adiacent gunoiștii respective. Și cetățenii au răspuns că sunt de acord să colecteze gunoiul la sursă, adică acasă, ei la fiecare casă, le-am
eliberat tomberoane și saci, unde ei acasă colectează separat gunoiul. Noi am stabilit la fel un grafic unde în zile anumite merge tractorul și colectează doar plasticul. De restul gunoiilor vegetale, cei ce mai este, ce se poate, care se descompune, este transportat la groapa de gunoi autorizată. Și plasticul transportăm la stația de sortare de la orașul Fălești, unde acolo este compactat și livrat către furnizorii care achiziționează acest plastic. Așa că una din probleme considerăm noi majore pentru comuna noastră, practic să spunem că a fost rezolvată. Și cetățenii au agreat această metodă de colectare în felul dat gunoiul. E destul de simplu pentru fiecare gospodar, dar totuși acest serviciu percepe și o taxă. Da, la ziua de astăzi, fiecare gospodărie, care este gospodărie completă, achită 150 de lei pe an pentru serviciul dat de colectare a gunoiilor. Gospodăriile care sunt persoane singuratice achită doar 75 de lei. Este un preț destul de accesibil, corect. Doamna primar, vă rog să-mi spuneți și ce proiecte mai cultural-sociale se implementează la momentul de față în localitate. Pe lângă proiectul finanțat de AOCASMED, îngrijirea socială a persoanelor în etate la domiciliu, care este deja în al 7-lea an de implementare în comuna noastră, mai recent au fost câștigate de către un grup de seniori, să zicem noi așa, de activiste, un proiect de reabilitarea culturii și tradițiilor noastre și anume și-au deschis un centru de meșteșugărit și mai în detaliat un centru de atese covoare. Și-au procurat stative pentru aceste covoare, lână și la momentul de față deja sunt la doua sau a treia etapă de țesere a covoarelor. Adică fiecare meșteriță și-a țesut deja câte 2-3 covoare. Ele au fost contractate și în cadrul festivalului covorului de la Mihăieliene. Unele au pregătit așa niște mici covorașe ca să fie brandul sărbătorii respective și aceste mici covorașe au fost donate ca cadouri pentru participanții la festivalul respectiv. Plus la aceasta, la momentul de față, au fost procurate și niște stative mici ca aceste doamne deja să învețe și copiii cum se poate de țesut un covor mic pe stative mici ca ulterior să treacă la stativele mai mari. Pentru viitor se prevede vânzarea lor acestor covoare? Da, au și vânzări deja, au 2 sau 3 covoare deja vândute. Minunat, se simt și roadele muncii. Da, exact, se vede și beneficiu economic din urma realizării acestui proiect. Dacă e să vorbim, zic eu, despre cea mai importantă parte socială a comunității, copiii, tinerii. Cum primăria Sarata Veche încurajează copiii și tinerii din comună să rămână aici, să-și facă studiile aici și să se ocupe de ceva frumos? 2 ani în urmă, în cadrul gimnaziului nostru, a fost deschis un centru vocațional, tot așa la cerința copiilor, finanțat de Soros, unde pe 4 domenii de activitate, tot selectate de copii, a fost deschis un centru pentru roboței, un atelier de meșteșugărie de cioplit în lemn, un atelier de artă fotografică unde învață pe copii să fotografieze corect, să aranjeze fotografiile și un atelier de bucătărie. Doamna primară, atunci când pentru că faceți foarte multe în localitate și presupun eu că nu doar din bugetul local. Ce faceți atunci când se termină banii din bugetul local? Unde apelați? Apelăm împreună cu echipa care o am, că nu lucrez doar eu singură, fiindcă este imposibil. Avem un grup de doamne active unde scriem proiecte, accesăm, cercetăm unde ar fi posibil de mai depus careva proiecte ca să mai atragem fonduri în localitate pentru a o dezvolta și pentru a aduce acea bunăstare cetățenilor pe care ne-o dorim cu toții. Adică de fiecare dată, atunci când vedem că este un apel deschis și se poate de atras resurse financiare, noi scriem cerere de proiect și apelăm la proiectele date. Mai facem parte și din grupul de acțiune locală Movila Măgura, unde prin intermediul la fel acestui grup de acțiune locală s-au implementat multe proiecte în comunitatea noastră, mai ales că acum este fondul de dezvoltare rurală, unde galurile pot să aplice și să atragă fonduri în comunitățile noastre, atât pe domeniul economic, social, cât și cultural, turismul se poate dezvolta de atras fonduri ca cât mai multe, cât mai mare diversitate să fie de
domenii de dezvoltare în comunitățile noastre. Presupun eu că graficul zilei unui primar nu începe la 8 și se termină la 5. Nu, graficul unui primar este... Cum știu toți, cum zicea cineva, din om faci primar, dar din primar nu mai faci om. Mai ales după 4 mandate. Mai ales după 4 mandate. Dar sperăm că aveți destulă putere să intrați și în al cincilea. Cel mai mare curaj, cel mai mare îmbolț, să știți că le obțin tot de la cetățeni. Adică, prin dorința lor de a merge mai departe, mă încurajez și eu și pășesc și eu mai departe. Altfel ar fi imposibil. Adică tot cea mai mare resursă sunt, vreau să menționez oricum, oamenii noștri, nu este altcineva. Și dacă tot e să vorbim despre oameni, pentru final vă rog, doamna primar, să-mi spuneți care sunt planurile dumneavoastră pentru viitor. Mai aveți un an până la încheierea mandatului curent. Cine știe, poate îl câștigați și pe al cincelea dacă oamenii tot vor fi de partea dumneavoastră, dar acum, în următorul an, ce vreți să mai faceți, ce vă mai propuneți? Vrem să finisăm lucrările de construcție acestui apeduct, să-l dăm în funcțiune și în sfârșit și oamenii din satul Chitrești să fie aprovizionați cu apă, ca atunci, pe perioada de secetă, să nu ducă acea lipsă de apă și să nu fie nevoit să meargă în scare cu vase, apă pentru gospodării și pentru necesitățile personale. Și restul proiectelor care le-am început să le ducem la bun sfârșit. Pe proiectul finanțat de programul Comunitatea mea de construcție, alte două porțiuni de drum în variantă rigidă, tot să le scoatem la capăt și vedem. Fiindcă am spus că acele proiecte care sunt gândite doar de mine și dorite doar de mine, ele nu își au efectul atât de mare și atât de evidențiat atunci când proiectele date le cer cetățenii. Și sunt implementate, desigur, cu suportul lor. Fără și ei, cu nu. Aportul. Și cu aportul, evident. Doamna primar, eu vă mulțumesc mult pentru discuția pe care am avut-o. Din partea echipei TV Nord vă dorim doar succes în tot ceea ce faceți și să-i molipsiți și pe alții de curajul și de dorința de muncă pe care o aveți dumneavoastră. Mulțumesc frumos și eu vă doresc succes!